În weekend vom avea parte de vreme un pic mai răcuroasă, cu temperaturi în scădere și cer variabil, informează meteorologii. Temperatura aerului resimțită ziua se va menține în jurul valorii de 25 de grade, fiind posibile și averse sporadice. Astfel, sâmbătă, maxima resimțită la nord va urca până la 19 grade. În centrul Moldovei și în capitală, temperatura aerului va atinge 22 de grade, iar în partea de sud a țării se va situa în jurul valorii de 24 de grade. Noaptea, minimele vor oscila între 13 și 18 grade Celsius. Duminică, vremea se va încălzi un pic, cu cer în mare parte înnorat. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben de incendiu, astfel în intervalul 6-12 iulie se va menține pericol excepțional de incendiu cu caracter natural.